bunedorenii sunt tot mai interesați de citit. Așa se explică faptul că sute de oameni au vizitat standurile editurilor prezente la Salonul Hunedorean al Cărții. Printre cei interesați de oferta editorială din această toamnă s-au numărat și foarte mulți tineri. De altfel, cele peste 80 de edituri prezente la târg au venit cu o gamă largă de volume, de la beletristică la cărți de artă și călătorii, memorii, jurnale, manuale și culegeri pentru școală. Ca de fiecare dată am fost întâmpinați cu mare căldură la DEVA și pot spune că această ediție a mers un pic mai bine, dar contează foarte mult cu ce vin nou de la ediție la ediție. S-a căutat ce au căutat cititorii. Din titlurile oferite de noi, cele mai căutate cărți au fost cele din colecția de fiction pentru adolescenți. S-a putut cel mai bine. Da. Per total a fost o ediție bună. O ediție reușită. Cititorii au preferat cartea de copii, cartea de istorie, cel puțin din punctul meu de vedere, de la editura noastră. Dar și manuale, auxiliare, încă probabil nu și-au terminat cumpărăturile pe partea de manuale. Am mers puțin mai bine decât anul trecut, surprizător. În general, la editura la care sunt, s-au căutat în special titluri de spiritualitate și cele ale părintelui Arsenie Boga. Bănuiesc că foarte... Foarte cerute, da. Este prima dată când veniți la DEVA? Nu, am mai fost. Este a treia oară care... Și veți mai reveni? Cu siguranță. La ediția din acest an a Salonului Hunedorean al Cărții, editurile prezente au oferit reduceri substanțiale de preț, iar unele dintre ele le-au oferit chiar gratis. Este și cazul reprezentanților macedonenilor din țara noastră. Noi am venit cu cărțile noastre, care le edităm în cadrul editurii Macedoneanu, să facem cunoscută minoritatea noastră. Pentru că suntem plăcut surprinși că în fiecare județ în care mergem, găsim macedoneni. Și asta pentru noi este o mare bucurie, că noi le oferim aceste cărți tuturor celor care doresc să cunoască etnia macedoneană din România și le oferim cu mare drag. Evenimentul a ajuns la cea de-a 16-a ediție, a fost organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densușeanu, Hunedoara DEVA. De altfel, la secția de artă și carte franceză din DEVA există în permanență un stand de carte cu vânzare unde editurile își prezintă pe rând ofertele.